Da, astăzi, așa cum spuneați și dumneavoastră, este un moment special pentru universitate, dar să știți că nu numai pentru universitate, pentru Timișoara, ați spune, și pentru zona aceasta academică, pentru că, după cum vedeți, foarte mulți tineri cercetători prezenți în universitate, din universitatea noastră, prezenți aici în această locație, tineri din universitatea noastră, tineri din România de la câteva universități și de asemenea tineri cercetători din peste 15 țări. Este foarte important, am așezat, după cum se poate observa, acest eveniment sub o tematică foarte importantă pentru noi ca țară. Este vorba de green energy, despre energia verde, despre energia regenerabilă, ținând cont de direcția de cercetare a universității noastre pe zona aceasta de științele vieții. Și în a doua parte a prezentărilor, a lucrărilor de astăzi, unele vor fi în plen, altele vor fi pe secțiuni, aici și în universitate, vom avea decernarea unui titlu de doctor honoris causa, unui român plecat în Statele Unite de la o vârstă tânără, a spune, și cea mai mare parte a lucrat în Statele Unite, a dezvoltat business și cercetare și, așa după cum veți vedea și din expunere, a reușit să pună și să scoată în evidență România și, evident, pe el și oamenii valoroși din România, reprezentând România și, așa cum declară și dumnealui, fiind tot timpul cu sufletul și cu gândul la România. A reușit din punct de vedere financiar, a reușit din punct de vedere profesional și de ce astăzi aici doctor honoris causa pe zona aceasta? Pentru că dumnealui, cred, reprezintă pentru generația tânără un model și o inspirație pe zona aceasta a cercetării. Iată că poți să devii un om de succes în business, în afaceri, din zona cercetării și a inovării. Astăzi, Universitatea noastră organizează cea de-a șasea ediție a simpozionului dedicat studenților de la toate ciclurile de licență, masterat și doctorat, precum și pentru tinerii cercetători. Este un eveniment care anual, în luna noiembrie, are loc în Universitatea noastră, un eveniment internațional la care participă, așa cum am zis, tineri cercetători din peste 15 țări, atât din Europa, cât și din întreaga lume. Evenimentul se adresează în special pentru prezentarea rezultatelor cercetării acestor tineri. Astăzi această ediție are o tematică specială, Green Energy Innovations and Technologies, și sperăm să fie un eveniment de succes la care, așa cum am spus, tinerii noștri colegi își vor prezenta rezultatele cercetărilor pe parcursul ultimului an de zile. Prima prezentare va fi realizată de către domnul consilier din Guvernul României, din Departamentul de Dezvoltare Rurală, domnul Laszlo Borbeli. Dumnealui va ține prima prezentare, urmează apoi domnul Thierry Sieni din Madagascar, care va avea o prezentare, iar apoi în cadrul conferinței vom acorda un titlu de honoris causa domnului inginer Cosmescu pentru tot ceea ce a făcut el în ceea ce înseamnă domeniul științele vieții în întreaga lui activitate. Apoi, de la ora 2, tinerii noștri colegi își vor prezenta rezultatele cercetărilor. Așa cum am zis, din 15 țări sunt participanți și prezintă efectiv ceea ce au făcut ei în domeniul cercetării, în domeniul științelor vieții și în special pe energie verde. România, bineînțeles, după cum vedeți, eu când am plecat în Statele Unite, am fost hotărât să dovedesc că sunt român și că pot să fac cel puțin tot atât cât ei, dacă nu mai bine. Și am făcut mai bine. Însă, pentru mine, eu întotdeauna am fost român. Nu se poate să-ți uiți rădăcinile de unde ai plecat. Și de-aia acum stau mai mult pe aici, cu toate că am o fabrică în Statele Unite și am toate brevetele astea de invenții, care le am în toată lumea, de fapt. Dar eu îmi petrec din an cel puțin 8 luni în România și 4 luni în America. Absolut perfect. De altfel, noi avem produse pe piața
românească cu foarte mare succes, categoric, se pot aplica în toată lumea, de altfel. Sunt, însă, aici am vrut neapărat ca să le introduc, că e țara mea. Da, deja am încercat și am dat greș, dar o să încerc din nou. Am încercat treaba asta, am deschis-o la o răștie și așa cum am aflat și în Statele Unite, cel mai bine e totul să faci singur. Că dacă altcineva îți face ceva, nu merg ca lumea. Însă, da, am de gând. Am categoric de gând să deschid și aici o filială de la Statele Unite. Da. Absolut. Spune, e extrem de importantă pentru universitatea noastră și, în general, pentru zona academică. Vreau să vă spun, conform legilor românești, conform cartei universității noastre, conform cutumei în zona aceasta academică, nu numai în România, ci și la nivel internațional, titlul de doctor honoris causa este cel mai înalt titlu oferit de zona academică, de o universitate, unei personalități implicată în zona cercetării, a educației, în zona civilă, prin diferite acțiuni, prin fapte, prin atitudini corespunzătoare și oameni care și-au adus aportul pentru cei de lângă ei, pentru societate și, de ce nu, pentru un mai bun mers al lucrurilor în această lume unde suntem remenici. Așadar, astăzi, aici, în prezența Senatului Universității noastre, după cum vedeți, procedura solemnă impune această ținută a senatorilor universității noastre. Astăzi asistăm la acest eveniment. În conform cartei universitare și conform hotărârii Senatului Universității de Științe Agricole, de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, care s-au reunit în ședință ordinară în data de 18.10.2022, au fost de acord cu decizia dată de rectorul Universității de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, subsemnatul, prin care am numit Comisia pentru întocmirea referatului de laudatio cu privire la activitatea domnului inginer Cosmescu Ioan, în vederea conferirii titlului de doctor honoris causa al universității noastre. Îmi permiteți, vă rog, să prezint comisia aflată în fața dumneavoastră, subsemnatul președinte, domnul profesor universitar dr. Dărăbuș Gheorghe, președintele Senatului, membru, domnul profesor universitar dr. Iancu Tiberiu, prorector al Universității noastre, membru, domnul profesor universitar dr. Herman Biorel, decan al Facultății de Medicină Veterinară, membru, și profesor universitar dr. Igna Cornel, membru. Așa după cum este procedura legală și normală în Universitatea noastră și nu numai, această propunere pentru acordarea acestui titlu a venit din partea Facultății de Medicină Veterinară. Evident, cu consultarea și aprobarea Consiliului Facultății, analizată în Consiliul de Administrație și aprobată de distinsele doamne și distinși doamne senatori ai Universității noastre. Evident că sunt subiectiv vorbind despre domnul inginer Cosmescu. Evident că sunt subiectiv pentru că întâmplător. Suntem din aceeași zonă, dar am aflat acest lucru în urmă cu poate un an de zile și am avut plăcerea să-l cunosc.
vine din zona Orăștii, dintr-o zonă bătătorită de lacii noștri. În momente diferite, probabil am vizitat aceleași locuri. Nu neapărat aceiași oameni, dar aceleași locuri interesante și pline de istorie din zona și din inima Daciei. Am avut ocazia să-l cunosc și atunci când v-am spus că este un model pentru dumneavoastră, pentru cei tineri, vreau să vă spun că aș vrea să fie pentru dumneavoastră și un motiv de ce nu generarea unei noi perspective, a unor noi speranțe, pentru că spuneam eu și vă repet dumneavoastră celor tineri în mod special. Un om fără speranță, din punctul meu de vedere, este un om fără perspectivă, este un om fără motivație. Perspectiva și speranța este ceea ce constituie cumva motorul și energia pentru fiecare dintre noi. Vreau să-mi permiteți să prezint laudatio în onoarea domnului inginer Ioan Cosinescu, cetățean român și american, cu multiple invenții în domeniul laserelor cu aplicație în medicină, chirurgie, brevetate în Statele Unite ale Americii, cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa al Universității de Științele Vieții, Regele Mihai I din Timișoara. Domnul inginer Ioan Cosinescu s-a născut în 3 noiembrie 1947 în satul Beliu, de lângă Orăștie, județul Hunedoara. După studii primare și gimnaziale, se înscrie la Liceul Decebal din Deva, județul Hunedoara, liceu pe care îl frecventează în perioada 1960-1964. După absolvirea liceului, a continuat studiile în perioada 1967-1971 în electroenergetică și automatizare. În perioada 1971-1972 a lucrat la compania Energetica, apoi în 1972-1973 la aeroport în domeniul radarelor, iar în perioada 1973-1983 la atelierele județene de aparatură medicală. În paralel, începând cu anul 1964, a înființat și a condus un club sportiv de judo din Deva, iar din 1975 a fost arbitru și antrenor de judo până la plecarea sa din România. În iulie 1983, Ioan Cosinescu a emigrat din România și s-a stabilit la Phoenix, Arizona, Statele Unite ale Americii. Și-a finalizat studiile inginerești în lasere în California și în Massachusetts. Domnul inginer Ioan Cosinescu s-a stabilit în orașul Sedona, de la poalele stâncilor Marelui Canion din satul Arizona. La scurt timp, s-a angajat ca inginer la Biomedical Engineering în Phoenix, Arizona, unde s-a specializat în design de laser. A revoluționat laserul în chirurgie și a atras atenția asupra pericolelor la care este expus personalul medical în momentul inhalării fumului produs în electrochirurgie și în chirurgia cu laser. În anul 1989, domnul inginer Cosinescu a lansat firma IC Medical, iar de mai bine de 30 de ani, compania a fost în fruntea progreselor în practica laserelor cu aplicație chirurgicală. Astăzi, IC Medical este recunoscut la nivel mondial pentru proiectarea și fabricarea dispozitivelor și tehnicilor care au îmbunătățit semnificativ siguranța chirurgicală, eficacitatea și rezultatele operatorilor. Toate cunoștințele acumulate în timp de domnul inginer Cosinescu le-a folosit pentru a influența decisiv chirurgia cu laser și electrochirurgia cu radiofrecvență. Este deținătorul a numeroase brevete de invenție pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și internațional, peste 150 de invenții în electrochirurgie și lasere, prima brevetare având-o în anul 1989. Recunoașterea pentru munca de inventator nu a întârziat să apară. În anul 1996 a primit în America
titlul de inovatorul anului în domeniul medical biotehnologii de la Arizona Innovation Network. În timp a îndeplinit funcția administrativă, după cum urmează, în anul 1989, până în prezent este COA a IC Medical Inc., Phoenix, Arizona, Statele Unite ale Americii, firmă specializată în cercetare și dezvoltare de aparatură electromedicală, lasere și radiofrecvență. Este recunoașterea unei cariere extraordinare în inginerie și inventator în domeniul laserului, cu aplicații în medicină, chirurgie și a spiritului de colaborare care a făcut posibilă dezvoltarea unor relații de colaborare fructuoase între Universitatea de Științele Vieții și firma IC Medical, firmă specializată în cercetarea și dezvoltarea de aparatură electromedicală, lasere, radiofrecvență. Această recunoaștere este pentru 11 calități profesionale de excepție, un prieten al Universității. Onorând astfel, prin titlul de Dr. Honoris Causa, pe una dintre importantele personalități ale medicii românești contemporane afirmată în plan internațional, Universitatea de Științele Vieții, prin Facultatea de Medicină Veterinară, se onorează prin principii. Vă mulțumesc pentru. Am convenit, am hotărât să conferim titlul de Dr. Honoris Causa al Universității de Științe de Vieții Regele Britanicului din Timișoara, domnul inginer Cosmescu Ioan. În continuare, după cutuma și procedurile necesare unui astfel de eveniment, îmi permiteți, vă rog frumos, să citesc Primus Rex. Nos Rector et Senatus alme accele celebrime Universitatis Timisorensis Scientiarum Vitae Michael Primus Rex Reverendissimo Domino Ingenerius Ioan Cosmescu declaratur doctorem honoris causa. Habita ratione ad augmentum Romaniae ingenii in toto mundo di die setendecim mensis undecimo anno domini 2500 secundo. Subscripsero rector universitatis professoris universitarius dr. Cosmin Alin Popescu preses senatus professorius universitarius dr. Gheorghe Dărăbuș, decanus facultatis profesorius universitarius dr. Iorel Herman. Stimate doamne și stimați domni, permiteți-mi să îl felicit în numele dumneavoastră pe cel mai tânăr membru al comunității Universității de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara și să-i acord această diplomă. Domnule doctor, felicitări! Vă rog. În continuare, așa cum este obiceiul, rog colegii mei care s-au pregătit, dacă am pregătit un buchet de flori, dar cu siguranță îl puteți oferi domnului doctor și de asemenea îl rog frumos să primească însemnele care practic susțin acest eveniment și titlul acordat domnului inginer, titlul de doctor honoris causa și vă rog foarte frumos să procedați în acest sens. Vă rog foarte frumos, după ce veți prelua aceste însemne oficiale care susțin titlul de doctor honoris causa, o să vă rog foarte frumos, dacă considerați potrivit, să ne adresați câteva cuvinte. La final, nu știu dacă sunt pregătite atâtea cărți, dar
O să vă rog foarte frumos, sunt informații suplimentare, în afară celor prezentate astăzi aici. Și o să avem timp să discutăm. După ce se întâmplă acest eveniment, mă consult cu colegii de aici pentru a ști cum procedăm, până facem toate formalitățile. Mai trebuie să părăsim sala sau rămânem aici? Avem o secțiune de regionale, poste, okay. Salințe. Domnule doctor, vă felicităm! Și foarte recunoscător pentru marea și deosebită onoare pe care vă faci, vă acordați astăzi, oferim din cea mai mare, din altă distinție academică, decernată pe universitate, titlul de doctor onoris causa. Mulțumesc Facultății de Medicină, veterinare domnului decan, profesor universitar, dr. Herman Viorel, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o susținându-mă pentru a primi această distinție. Pentru mine, acest moment are o dublă însemnătate. Privilegiul de a vedea recunoscută munca pe care am desfășurat-o de-a lungul atâților ani și provocarea de a fi un membru al comunității academice al Universității de Științe a Vieții, Regele Mihai I din Timișoara, o comunitate academică cu rezultate remarcabile recunoscută pe plan național și internațional. Mai mult de atât, această distinție pe care am venit-o astăzi mă obligă într-un fel să lucrez și mai mult și mai puternic. Pentru un omenire. Nu sunt român, iar dacă drumul vieții mele m-a dus într-o altă viață din America, unde am muncit mult pentru a obține rezultate însemnate. Când am mers în America, primul gând pe care l-am avut este să demonstrez că fiind român, sunt cel puțin tot atât de bun ca și ei, sau mai bun. Și am demonstrat. Am muncit foarte mult în acești ani, însă pentru mine munca pe care am desfășurat-o nu a fost grea, pentru că am iubit ceea ce am făcut. Este foarte interesant că odată ce începeam ceva, lucram continuu și nu simțeam oboseala. Decât atunci când mă opream de lucru, atunci picam.